Bună seara, om bun, oriunde te-ai aflat. Sunt Emil Simionescu și spun bine ai venit în lumea terifiantă a crimei. Fie că este psiholog criminalist, avocat, medic legist sau procuror, fiecare dintre colaboratorii noștri permanenți este pregătit să intre în mintea criminalului. Fii alături de noi și împreună vom afla ce l-a determinat să apese trăgaciul armei. În câteva momente, doar la Psihologia Crimei. Bună seara, om bun! Sunt Emil Simionescu și spun bine ai venit la o nouă ediție a emisiunii Psihologia Crimei. Îi am invitați în platou pe domnul profesor, psiholog criminalist Tudorel Bătoi, domnul avocat, conferențial universitar Coca George. Bine ați venit, domnilor! În emisiunea de astăzi o să discutăm despre un caz cu totul și cu totul special. E vorba de un român care a reușit să îngrozească nu doar America, ci întregul mapamond. Un act de o cruzime ieșită din comun, o conjunctură faptică de asemenea ieșită din comun, în care acest român al nostru este implicat. Așa cum vom vedea din materialul documentar, avem de-a face cu o confruntare sângeroasă în anul 1997, cea mai sângeroasă, dacă e să dăm crezare, presei din America. Regia, am să vă rog să ne puneți la dispoziție materialul documentar, după care ne reîntoarcem în platou cu discuțiile care se iau. Februarie 1997. Metropola americană se freacă la ochi după o noapte agitată. Este prima oră dimineții, iar străzile sunt încă pustii. Un hoiul de oameni, grăbiți să-și ocupe fotoliul din biroul de lucru, se revarsă în stradă. Încet, încet, tumultul pune stăpânirea pe întreaga metropolă. La fel stau lucrurile și la sediul Bank of America, unde ofițerul de securitate dă startul unei zile obișnuite de lucru. Acele ceasornicului de perete indică ora 9 dimineața. Primii clienți trec pragul băncii, îndreptându-se cu pași apăsați, hotărâți să-și legleze cât mai curând cu putință socotările bancare spre puzderia de ghișee. În celălalt capăt al orașului, departe de vacarmul străzii, doi indivizi se echipează în liniște. Se pregătesc de ceea ce, în scurt timp, avea să însemne una dintre cele mai sângeroase și mai dure confruntări dintre lege și fără de lege din istoria modernă a Statelor Unite. Sunt Larry Phillips și Emil Mătăsăreanu. Ultimul, un emigrant român stabilit în California, împreună cu familia, încă din toamna lui 74, pe vremea când avea doar 8 ani, este eroul negativ al poveștii de astăzi. O poveste reală despre adevăr și minciună, viață și moarte, frustrare și calm, furie oarbă împinsă la paroxism, ură față de insignia de polițist și deopotrivă, har banditesc, mâna de la spate, de nevoie acută de adrenalină și bani mânjiți, de sânge nevinovat. O poveste despre cum să supraviețuiești iadului a 44 de minute de foc la gura țevii. Despre onoarea de a fi apărător al legii și încrâncenarea de a te afla de cealaltă parte a baricadei, printre nelegiuiți. În sfârșit, o poveste adevărată despre cel mai temut și sângeros bandit român din întreaga istorie modernă a Americii. Povestea lui Emil Decebal Mătăsăreanu.
timp ce Emil Mătăsăreanu și complicele său Larry traversează orașul cu destinația băncii, pe care au un plan să o jefuiască, o mașină de poliție, la bordul căreia se află doi ofițeri de poliție din LA, își face rândul obișnuit, de jur împrejurul instituției bancare, printre cele mai importante din Los Angeles. O privire vigilentă, strecurată prin parbrizul mașinii, îi permite unuia dintre polițiști să observe la timp manevrele celor doi bandiți, care tocmai coboară înarmați până în dinți din mașină. Urmează apeluri disperate, lansate prin stație, de cei doi oameni ai legii, care își cheamă în ajutor colegi. Câteva minute mai târziu, în incinta băncii se declanșează iadul. Mătăsăreanu și Filip devin stăpânii băncii, semănând panică și teroare printre clienți și angajați deopotrivă. We're in a police car out on the street and they heard these shots being fired inside a closed bank. That's how loud they were. Shots fired, Bank of America, Laurel Canyon, north of Kittredge. Well, when we first arrived, we saw the black and white, which was the original officers that saw the men go into the bank. Războiul dintre bandiți și polițiști este gata să înceapă. John and I elected to go into the west parking lot, directly across from the bank. You see anything? Not yet. There was a key shack at the edge of the sidewalk, and Dr. Montez's office was there. There's no getaway or layup. There was no sense of panic in anybody, so we started thinking that maybe this could be a false alarm or, you know, could be one guy with a handgun, something that, you know, we would have total control over. Foarte curând, Tracy avea să constate că lucrurile nu stăteau nici pe departe, așa cum își imaginau ea și partenerul ei. Focurile de armă extrem de puternice, care le captaseră atenția, proveneau de la două arme automate de mare calibru, care se cerau vieți printre clienții și angajații băncii. Degetele care apăsau cu furie trăgaciul armei erau ale unora dintre cei mai hotărâți și mai încrâncenați bandiți din istoria jafurilor armate comise pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Ceea ce a urmat a depășit orice imaginație. Peste 1200 de cartuși au măturat atunci asfaltul, semănând moarte și teroare. La capătul unei confruntări care a durat 44 de minute, Mătăsăreanu și Larry aveau să sfârșească sub tirul necruțător ale automatelor manevrate de oamenii legii. Pentru a nu cădea în mâinile polițiștilor, Filip preferă să-și pună singur capăt zilelor. Își descarcă pistolul în cap, lăsându-l pe Mătăsăreanu de unul singur, în fața a numai puțin de 312 polițiști. Atât a durat războiul lui Mătăsăreanu cu oamenii legii. În cele din urmă, românul, care depusese armele, avea să fie ciuruit de rafalele de automat ale atacatorilor săi. O moarte violentă, care mult timp a iscat controverse aprinse.
Din nou în platou, alături de un profesor, conferențiar, universitar, Coca George, avocat Baroul București, alături de domnul profesor, psiholog criminalist, Tudorel Butoi. Domnule profesor, am să încep cu dumneavoastră și am să vă rog în câteva tușe caracteristice dumneavoastră să ne spuneți care este profilul psihologic al unor astfel de indivizi. Domnul Simionescu, distinse maestru, din experiențe personale, acești indivizi nu trebuiesc marginalizați sau minimalizați sau nici o secundă. Fac parte dintr-o clasă specială de infractori. Am avut și noi jafuri bancare pe teritoriul țării noastre. Ne-am confruntat cu acești indivizi în interogatorii, în anchete, în confruntări. Domnule, oamenilor, nu le lipsește temeritatea, adică curajul. Nu te-a pus să faci o treabă de asta dacă ești novice sau n-ai în tine capacitatea de a riposta, capacitatea de a te confrunta, capacitatea de a risca. Acești oameni, deci, în primul rând, se caracterizează printr-o capacitate de a plonja în situații de miză și risc suprem. Cum ați văzut, că unul dintre ei se sinucide, iar celălalt este împușcat în urma schimburilor de focuri. Extrem de violent. Cu alte cuvinte, dacă găseam la alți infractori despre care am discutat noi pe aici, labilitate emoțională, carențe în echilibru afectiv, aici nu o să găsim așa ceva. Aici găsim autocontrol, găsim siguranță, găsim, după câte o să vedem, rapiditate în execuția focului și de-aia au potențial de risc. Păi doi oameni s-au confruntat cu până în jur de peste 100 de polițiști în Statele Unite ale Americii, atunci în confruntarea stradală. Îmi reamintesc filmul din vremurile acelea, când s-a tras ca pe front acolo. Mai departe își organizează, domnule, aceste jafuri. În primul rând au avut un absolut special costum de protecție. Veste anti-glonț, apărătoarele pentru zona picioarelor, abdomenului, toate băgate pe sub costumul acela, gen costum de camuflaj. S-a tras în ei și nu pica niciunul jos, spre stupefacția polițiștilor. Deci au organizat de asemenea manieră lucrurile încât să aibă și cale de ieșire. Sigur că ghinion, cum se spune la vremea actuală pe aici, până la mine prin țară, nu toate socotelele de acasă se potrivesc cu cele de pe târg. A apărut disfuncționalitatea, poliția a sesizat jaful, de asemenea manieră au stat lucrurile încât atunci când ei au ieșit din bancă, au fost întâmpinați cu somație și cu foc. După care a urmat riposta. Deci, echilibru emoțional, stabilitate asupra comportamentelor de tip hiperkinetic, autocontrol și temeritate. Curaj de a înfrunta riscul și orice fel de risc, inclusiv cu sacrificiu personal. Cam ăștia sunt jefuitorii de bancă. Când pleci de acasă, de la tine, din confortul vegetativ, cotidian și știi că te duci să ataci bancă și că ar exista posibilitatea să te confrunți cu forțele de poliție, îți trebuie temeritate, curaj. Cu alte cuvinte, structuri de acest gen de personalitate ar fi foarte util în alte zone în care sunt activități de risc, activități de confruntare și care alea nu se numesc jafuri sau atacuri banditești. În Statele Unite ale Americii poți să faci foarte multe lucruri într-un sistem legislativ quasi-tolerant. Numai de bani să nu te atingi. Asta e în Statele Unite ale Americii. Să nu te atingi de bani. Te atingi de bani, îți iei 99 de ani de pușcărie. Dar rămite în maniera aceasta a jafului agresiv, cum probabil maestru ne va decela componenta juridică a data acestei riposte. Tocmai vreau să vă rog, domnule avocat, să aveți o primă intervenție și să vorbim puțin despre modul de operare a lui Mătăsăreanu. Modus operandi. Vă rog. Într-adevăr, cazul pe care îl discutăm astăzi și pe care l-ați prezentat dumneavoastră în documentar este un caz cu totul și cu totul ieșit din comun. A fost cel mai mare jaf armat din America și cel mai sângeros. Aproape că putem spune că ne aflăm în prezența unui mic război de stradă.
ce s-a întâmplat acolo. În ceea ce privește modul de operare, vom observa următoarele chestiuni. În primul rând, acești doi infractori sunt recidiviști, pentru că ei au mai săvârșit astfel de jafuri armate înainte și chiar au fost și condamnați pentru unele dintre ele, pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, această pregătire extrem de minuțioasă, adică au folosit un întreg arsenal în momentul în care s-au hotărât ca să atace această bancă. Și ce vom observa? Că au asupra lor 3300 de cartușe, parcă ar fi plecat pe front, nu ca să... Din care mai bine de 1000 au plecat. Din care 1000 au fost folosite, da. Au avut niște arme de asalt, tip AK-47, și nu cu orice fel de încărcătoare, cum s-a văzut și în film. E vorba despre un profesor, acele încărcătoare circulare tip tambur, care au o mare capacitate, au o capacitate mai mare decât încărcătorul natural de la AK-47. Odată, doi. De asemenea, este interesant de observat că aceste tambururi, aceste încărcătoare circulare erau ilegale pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Au avut pistoale automate, tip Nikorinco. Au avut o armă semi-automată. Au avut arme de asalt. Arme de asalt pe care le foloseau la vremea respectivă decât trupele speciale americane. Și de asemenea au avut pistoale Beretta. În afară de acest întreg arsenal, cum spunea domnul profesor, pregătirea mai constat și în această blindare pe care și-au realizat-o practic din cap până în picioare. Dacă veți observa, ca să-l imobilizeze pe Mătăsăreanu, Decebal, îi se trage la picioare, acolo unde nu avea astfel de blindaj. Aveau niște veste antiglonți din Kevlar. Brațele, picioarele erau acoperite cu aceste dispozitive antiglonță artizanale. Aveau chiar și niște ceasuri programate. Acest jaf armat trebuia să dureze 8 minute. Erau ceasuri programate pentru acțiunea respectivă. Ba mai mult, aveau și un scanner pe frecvențele poliției. Și ca să se pregătească, pentru că a fost un jaf armat cu premeditare, după părerea mea, luaseră, cum s-a văzut și în film, sau am văzut eu, cred că pe internet, și niște doze mari de fenobarbital înainte de șaf, pentru a le asigura calmul în această acțiune. Deci, vedeți, dumneavoastră, acest mod de operare este unul cu totul ieșit din comun. Bine, dozele de care vorbeați, în ceea ce îl privește pe Mătăsăreanu, nu erau, sau erau și pentru păstrarea controlului, dar și pentru a neutraliza o problemă pe care acest Mătăsăreanu nu a avusese în copilărie, nu? Avusese probleme grave cu epilepsia. Da, epilepsia, da. Plus, dacă îmi permiteți, domn profesor, nu vreau să intru în domeniul dumneavoastră, dar vedeți dumneavoastră și evoluția acestui infractor. Da, e chiar foarte interesant. Pentru că el, din mica mea documentare pe care am făcut-o, la școala pe care a urmat-o în Statele Unite ale Americii, fiind obez, era și de râsul americanilor respectiv, în plus faptul că nu vorbea o engleză americanească perfectă și așa mai departe. Și această stare de marginalizare a lui, cred eu, că a condus la acțiunea respectivă. Avem de-a face cu un individ frustrat, domnule profesor? Da, se poate pune problema pe care o ridică maestru, deoarece nevoia de a surmonta acest handicap i-au făcut pe amândoi să fie niște adevărați atleți. La data când ei săvârșesc acest jaf, acest ultim jaf, ei sunt adevărați atleți. Atât de mult și-au lucrat în sălile de culturism, corpul, încât au devenit indivizi plini de masculinitate, plini de forță, sunt peste 1,90 m înălțime, vedeți pe străzi, cum aleargă, cum trag și așa mai departe. Important era, și credeam că maestru va atinge această zonă, de văzut evoluția lor gangsterească. Pentru că pleacă la început de infracțiuni mărunte, specifice adolescenței lor,
furturi de prin magazine, încep să vizeze ținte mai mari, chiar și declară chestia aceasta. Haideți să urcăm puțin în clasă. Și atacă niște furgoane transportatoare de bani. La unul din ele chiar ucid un agent. Pentru toate acestea însă, de fiecare dată sunt prinși și fac pârnaie. Pușcăria ca pensiun, cum îi spun eu, este și pușcăria în care modurile de operare se devoalează de la infractor la infractor, fac împrumuturi în ce privește experiența vis-a-vis de ce n-ai reușit, de ce ai ajuns aici, tu cum ai reușit, ce crezi că se poate face, în așa fel încât îi dau drumul imaginației. Dacă totuși aș putea să reproșez ceva din perspectiva profilului psihologic, totuși o notă de infantilism rămâne la acești infractori. Sigur că i-a poetizat presa. Ziarele au scris și scriu în continuare. Iată, noi facem o emisiune ca să le treacă pofticioșilor cheful de a face astfel de fapte. Pentru că, iată, în zona infantilității stăm de vorbă. Păi puteau ei să creadă că rămân neprinși în Statele Unite ale Americii sau aici în România, unde există o poliție extraordinar de bine pusă la punct în materia aceasta, jaf bancar, au să facă ei jaf de bancă. Păi nu s-a putut ieși. Când au ieșit afară, au fost peste 100 de polițiști care așteptau cu foc la gura țevi. Aceste pofte, știți de ce vin, domnul Simionescu? M-am întrebat și eu zilele astea, având un nefericit minor de care voiește presa pe la Craiova, la dacă nu mă înșel, iată și pe ăsta membru în ISIS. Dom'le, tineretul nu mai are oportunități. Păi unde sunt cluburile sportive, domn? Făceai volei, făceai polo, făceai fotbal, făceai judo, făceai karate. Nu exista liceu sau nu existau mai multe licee ca să nu aibă un club sportiv. Mi-aduc și acolo aminte, nu vreau să fac reclamă pe aici. Dar tare aș vrea să mai aud de Clubul Sportiv Școlar Triumf, profesori excepționali, pedagogi deosebit de buni, instructori, copii care plecau de la cluburile sportive și făceau lofturile naționale. Păi nu mai ai timp să jefuiești bănci, pentru că ai satisfacție, îți crește stima de sine, câștigi bani, mai ales acum, când sportul se profesionalizează. Nu există asemenea lucruri. Școala, liceul și universitatea au pierdut din mână capacitatea de a putea atrage copiii spre școală. Păi, onomastica, cheful, determinarea anului, serbarea uneia dintre colegi și așa mai departe, în Statele Unite ale Americii, că tot vorbim de America, se consumă în colegii, se consumă în mediul de socializare universitară, alături de profesori și așa mai departe. Sunt chiar încurajați. Sau chiar asta. Ai noștri, îl consumă acolo în centru vechi. Aici, în centru vechi, mai pe acolo, mai pe acolo. Toți de la 14-15 ani sunt cu levănțica în nas. Deci ceva trebuie făcut, dar la nivel de politici educaționale solide, ca să recâștigăm copiii aceștia în zone de oportunitate, să aibă satisfacția a ceea ce fac. Nu mai vreau să vorbesc. Erau sporturi temerare, cluburile de aeromodelism, de parașutism. Unde sunt? Unde sunt? Da, atâta și atâta preocupări cu adevărat senzațional. Da, care nu le sau în stradă. Pe ăștia strada i-a absorbit, au început de la infracționalitatea măruntă să vizeze din ce în ce mai mult, până când, hai să facem și noi un jaf bancar. Și l-au pregătit, așa cum spunea maestru, după modul de operare, cu foarte multă minuțiozitate. De ce împingem discuția? Că parcă văd că mă întrebați dacă or fi pretabili. Păi sunt pretabili, nu? Tinerii noștri sunt pretabili. Ăsta de la Craiova, dacă ar fi avut în primul rând un climat familiar în care să respecte autoritatea parentală. Părinții nu sunt primii în primele instanțe în care ulterior se vor reflecta instituțiile statului, severitatea și exigența școlii, a structurilor polițienești și așa mai departe, care ne aduc în comportamente frâne, interdicții, inhibiții de a da naștere nestăvilită exprimării agresivității. Și ăștia de aici și foarte mulți tineri de la noi din societate neagă autoritatea parentală. Ei și-a părinții la mișto,
le mai dau câte o palmă, două, așa, mai mult în glumă, da? Îi caută pe la portofel, pe părinți. Această treabă duce la aceste fapte monstruoase. Ăsta cu Isisul, stăpânul Facebook-ului, cu internauții și așa mai departe. Păi la vârsta când dorești să amplifici tușele bărbeției, să fii combativ, să-ți dezvolți autoritatea și așa mai departe, ce-i mai bun ca Isisul? Isisul, filmulețele. O propagandă, fac aici o paranteză, super calificată acestei grupări jihadiste. Super calificată, în special pentru tine. Ca dovadă că o serie de căpiați din toată Europa, Franța, Belgia, Anglia, nu-i țară să nu fi dat combatanți în structurile ISIS, inclusiv niște căpiate. Au plecat fete pe banii lor, vă dați seama prin ce riscuri s-au ajuns până în Siria. Ceea ce e mai mult decât îngrijorător. Îngrijorător, au pus una pe AKM-uri, s-au căsătorit cu muslimii ăștia și așa mai departe. Deci, un semnal pentru a vedea ce facem cu acest tineret. Țări care au trecut prin necazuri mult mai mari, Germania după război, Japonia după război, au pus ca țintă principală în vederea reconstrucției națiunilor lor tineretul. Și educația. Și educația. În primul rând banii din PIB, în al doilea rând, iată aceste alte forme și oportunități de a atrage către comportamente dezirabile și constructive. Tânărul nostru pe Facebook și-a întâlnit aderenți și coopinienți la ideile acestea și când vezi filmulețul în care mărșeluiesc muslimii, steagurile acelea negre, uniformele, bărbații înalți, puternici, cu barbă și care tot strigă Allah Akbar, el dacă n-a avut alte valori care să dea reject acestor imagini și fiind sub 17 ani, sau în jurul acestei vârste, sunt probleme și cu capacitatea de discernământ, de discriminare, s-a dus cu arme și bagaje în această chestiune. El, la 17 ani, vrea să fie martir al lui Allah Akbar. Nu vă dați seama cât e de deraiat băiatul ăsta și ce probleme are? Și închei cu o singură observație. Sper și doresc din suflet ca valoarea educativă a anchetei maestre, care se va purta cu el, interviurile investigative, răspunsurile la întrebări care se vor face cu ofițerii de specialitate, oameni maturi, echilibrați, personalități care îi impun, să-i rearanjeze în mental și în structurile cognitiv-afective altfel lucrurile și proiecțiile, în așa fel încât acest tânăr să uite de martiriu, să uite de jihad, să uite de Allah Akbar, să întoarcă către Dumnezeu și către comportamente și preocupări specifice vârstei lui care să-l ducă undeva într-o zonă de a putea aprecia, poate la maturitate, că acest lucru a fost un accident, o rătăcire a comportamentului lui. Unde la pași. La normalitate. Da. Ne vom întoarce în câteva minute după o scurtă pauză publicitară, pentru că suntem departe de a fi epuizat acest subiect al emisiunii de astăzi. Din nou în platoul emisiunii Psihologia Climei, alături de domnul profesor Tudorel Butoi, de domnul avocat Coca George. Spuneam la sfârșitul primei părți a emisiunii că suntem departe de a epuiza subiectul, un subiect care a făcut o vâlvă fantastică la începutul anului 1997, anul în care Mătăsărenul devine erou negativ pentru foarte mulți puștani, cei de care vorbeați dumneavoastră, domnule profesor, și care văd, admiră în astfel de specimene, deloc normale, deloc firești, pentru normalitatea în care trăim. Așa cum a spus domnule profesor, ar putea avea cu totul și cu totul alte preocupări decât clima, jaful și așa mai departe. Domnule avocat, am să vă rog pe domnia voastră să discutăm puțin despre urmările din punct de vedere juridic ale nelegiuirilor comise de Mătăsăreanu și partenerului de șaf. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să vin și eu puțin în completarea celor spuse de domnul profesor. Păi despre care părinți, domnule profesor, vorbiți dumneavoastră? Cei care sunt plecați prin Franța, prin Spania, prin Italia, pe la schierele de construcții și care au grijă de bătrânii spanioli sau italieni, despre acest părinți vorbim care nu există?
Eu chiar m-am mirat când am observat că un copil de 17 ani a aderat la aceste valori. Pentru că ei habar n-au despre ce este vorba, ce este acest ISIS. Pentru ei e o chestie nouă, la care aderă fără niciun fel de discernământ. Apoi vorbeați foarte frumos dumneavoastră despre rolul pe care trebuie să-l aibă educația. Domnule profesor, îmi aduc bine aminte de acele spartachiade care existau între liceele militare, când am făcut liceul militar, ce concurență extraordinară era, ce echipe extrem de bune aveam prin toate categoriile astea naționale, la fotbal, la basket. Dar de ce ne e frică, domnule, să vorbim despre daciadă? Pentru că această daciadă care era promovarea sportului în masă, da? De această daciadă beneficiau toți copiii din toate școlile. Mi-aduc aminte, eram la țară acolo la mine și a venit un profesor de sport, un profesor Bogdan, dacă mă aude cumva, și ne învăța săritura în înălțime. Și ce credeți că a făcut? Ne-a pus niște cocieni de aia de porumb, două bețe și o oață. Și cum să sărim flopper sau nu mai țin minte ce fel de, după care ne-a pus să alergăm 100 de metri garduri, ne-a pus niște stinghii din alea și să vă spun ceva interesant și vă răspund și la întrebare. Domnule profesor, avea niște Adidas ăștia cu cuie și a găsit o țărancă de asta, o colegă de-a noastră, care asta nu putea să alerge cu cuiele alea și a alergat de sculță și a ajuns la nu știu ce finală pe țară, pe la Timișoara. Vă dați seama ce talent avea această fată. De asemenea, făcuse o echipă de fotbal și găsise unul care nu putea să joace decât de sculț, că avea niște picioare de mare cu niște bombeuri. Alerga extraordinar pe 100 de metri. Dacia de asta, într-adevăr, era o formă de organizare a sportului de masă. Ca și Cântarea României. Nu sunt nostalgici, sunt nicio formă de vechiul regim. Domnule profesor, dar nu sunteți, dați-mi voi. Dar dumneavoastră sublinia și scoateți în evidență niște realități. Exact. Asta... Gena asta, forța și sănătatea din trunchiul unei națiuni se întreține exact cu activitățile astea. Păi uite-te la ăștia, că dacă fug după tramvai, îi scui pe plămânii și nu-l apucă în prima stație. Pentru că ei au tras cu aurolacul, au avut alte probleme. Au tras pe nas, pe la orele de sport, alea nici nu se mai fac. Urcă la mine la cabinet studenți masteranți și că nu urcăm în lift. Dar de ce? Păi ne e frică de lift. Fiecare poate să aibă claustrofobie. Da. Dar de ce găfuiți așa 4 etaje? Ați urcat la mine cu liftul în spinare, l-ați cărat voi? Păi, domnul profesor, noi fumăm, noi cu tare, nu știu ce. M-am și plictisit. Pe mulți am întors din drumul fumatului și am dus către sport. Și așa mi-am dat seama că nu vorbesc ca iurea. Îndreaptă-l pe unul către sport. N-are unde să se ducă. Exact. N-are unde să se ducă. La urma urmei, eram motivat și de ambiția de a fi cel mai bun. A? Ambiția aceea de a deveni cel mai bun. Corect. De a fi în ochii părinților. Acum plonjim în mediocritate. Suntem și noi pe acolo. Nu. Poate că ar fi cazul să se întoarcă și puștimea de acolo. Îmi pare bine că atingem aspectele acestea preventive și dureroase. În emisiunile noastre să putem trage semnale de alarmă. Ne ascultă foarte mulți oameni, unii chiar fac eforturi și ceea ce ducem și noi aici vine în sprijinul lor și se vor găsi totuși. Nu se poate. Eu am o proiecție optimistă. Țara noastră nu poate să nu valorifice tot ceea ce a fost bun și foarte bun și verificat și demonstrat public. Revenind la ceea ce l-am întrebat. Scuzați-mă, că nu vreau să încheiem subiect. Aduceți-vă aminte că la toate olimpiadele eram a treia, a doua, Statele Unite pe primul loc, Rusia pe doi, România pe trei, patru, mare, la gimnastică, la handbal și așa mai departe. Acum au ajuns să ne bată unii care nici nu știau cum arată mingea de handbal când eram noi campion mondial și așa mai departe, da? Apropo de asta, am ascultat astăzi și cred că știți și noastră evenimentul trist al încetării din viața lui Gheorghe Gruia. Oh, Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte. Da, și acum să vă răspund și la întrebare. Care au fost urmările? Păi cele mai importante urmări și care a fost domnul Simionescu. Domnul Mătăsăreanu a restructurat tacticile și echipamentul poliției americane. După acest jaf armat, tacticile de luptă ale poliției americane, echipamentele pe care le-au folosit acestea, la 6 luni, ne spune în acel incident, Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii, vă dați seama cine. Deci Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii a schimbat întregul armament și echipament al polițiștilor din Los Angeles, din New York, din Boston, din Miami și așa mai departe,
Le-au dat voie ca să aibă și ei arme de asalt, pentru că până atunci nu aveau astfel de arme de asalt. Mai mult, vă dați seama ce importanță a avut acest tragic eveniment dacă în Muzeul Poliției din Los Angeles au fost expuse aceste, mă rog, armamente, echipamentul polițiștilor care au acționat la acest jaf armat. Au făcut și un film care ține 44 de minute despre acest tragic eveniment. Sunt mult mai multe filme. Este cel mai cunoscut dintre toate acelea. Exact. Deci nu mai vorbesc de teama, de groaza care s-a creat. A fost, cum spuneam, un mic război, un mic conflict armat între cei peste doi. Peste 1000 de cartușe. 1000 de cartușe care s-au tras, 1000 de foc care s-au executat, vă dați seama ce a fost acolo. Deci urmările au fost cu totul și cu totul deosebite. S-a mers până acolo, repet, încât Departamentul de Apărare al Statului de America a trebuit să ia niște măsuri. Da. Da. Cum să nu schimbi întreaga concepție când vezi că infractorul te împușcă cu arme automate, când vezi la lumina zilei, au fost 11 polițiști răniți, au fost vreo 7 civili de asemenea împușcați, plus distrugerile. Au tras, au distrus tot pe acolo, mașini parcate, geamuri, vitrine. Și sigur că... Din punct de vedere al dotării, era o luptă inegală, dacă vreți, între cei doi infractori și polițiștii, al armamentului pe care îl aveau, al dotării pe care îl aveau. Mi-aduc aminte filmul televiziunilor americane la vremea respectivă, plus documentarul nostru, vă felicit pentru că l-avem foarte bine pus la punct cu toate filmele. Avem o echipă în spate, da? Care se ocupă și face datoria cu pisosul. Am constatat, din punct de vedere al limbajului trupului și mimicii, uimirea polițiștilor americani care trăgeau și ăsta nu cădea. Da. Și s-au găsit glonțele teșite, ricoșate din ceea ce ne-a explicat maestru, structurile lor de apărare, aceste cămăși blindate și echipamente. Ăsta a avut săracul ghinion, Mătăsăreanu, că l-au împușcat în picior și au lovit la gleznă partea terminală și parcă sus, pe coapsă undeva, au lovit în artera femurală. Și dar există, teamă că ar fi fost bilanțul mult mai tragic dacă nu ar fi fost împușcat atunci în picioare. Dar există și niște informații care spun că dacă ar fi fost dus imediat la un spital, ar fi fost salvat. Numai că vă dați seama, polițiștii, nu te mai fiind killerul lor, chiar numai de asta. Să pun și aceasta, deși poate polițiștii, fără îndoială polițiștii americani și-au făcut datoria cu prisosință atunci. Dar nu știu... Parcă în momentul în care l-au prins la înghesuială pe Mătăsăreanu, n-au mai ținut cont de absolut nimic. Au tras eu la curație vreau, să, vreau să, să vă uitați atent, pentru că acum abundă materiale documentare la modul în care după ce ținta a fost lovită și este căzută jos, să vă uitați cu câtă precauție 4-5 polițiști se apropie de el. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi suntem învățați cu ale noastre. Noi multă vreme ne-am dus acasă la infractor cu creionul chimic la ureche, l-am luat creionul chimic și am bătut în poartă. Hai, vino! Și venea și el și măsa și tasul. Asta era problema. Acolo, de la westernul sălbatic încoace, sunt vii de o parte, morții de alta. Deci, un polițist american are șanse uriașe să plece pe picioarele lui la muncă și să vină întins. De aceea, unul care a tras în tine vreo 7-8 ore, e căzut, dar parcă nu-ți vine să crezi că e căzut. Acum și până s-au dus, până l-au luat, până una alta. Vă cer mii de scuze, dar cred că e momentul să fac o paranteză, să vă provoc la discuții, domnule profesor, pentru că ceea ce se întâmplă în momentul de față în poliția română este absolut anormal. Nu mi se pare normal ca... Și aici am să vă rog și pe dumneavoastră, domnule avocat, să intrați în horă, să preluați mingea de la fire, să mergem puțin mai departe cu discuțiile. Nu mi se pare normal ca pe măsură ce cresc drepturile infractorului să scadă drepturile polițistului. Nu mi se pare absolut deloc normal. Pe vremea răposatului sau chiar mai încoace, în momentul în care polițistul spunea rămâi pe loc, da? Nu mai faci un pas sau pui mâinile pe capotă, să puneau mâinile pe capotă în momentul de față. Numai de doi bani pe insignia pe care o poți în piept sau pe uniforma pe care, cu care ești îmbrăcat.
Ar trebui să facă ceva în sensul ăsta. Nu știu. Ar trebui ca, într-adevăr, polițistul să fie polițist. Să fie instrumentul legii. Problema stă în felul următor. Aveți dreptate parțial. O serie din drepturile și libertățile cetățeanului sunt interpretate discreționar și caricatural de către cetățeanul obișnuit. Drepturile lui sunt niște drepturi nelimitate și îi spun eu lui aici, oricui mă privește pe mine, că nimeni nu este liber. Niciunde. Nimeni. De pe pământul ăsta nu e liber. Păi n-ai cum să fii liber. Ai fost odată când erai omul ăla primitiv din cavernă, erai liber atunci. Om primitiv. Bioinstinctualitate și animalitate. Nu e așa. Ești liber să faci tot ce vrei tu. Până nu îngrădești libertatea altuia. Când ai ajuns acolo, gata. Libertatea ta s-a terminat. Deci nu ești liber. Toate structurile, patronatele, instituțiile, au regulamente, norme interioare. Nu poți să faci ce vrei tu. Sunt liber. Sunt sloganuri. Gândește liber. Și arată niște căpiați care se aruncă de pe niște trambuline. Acest slogan este un slogan naiv, infantil și periculos. N-ai cum să fii liber. Civilizația, etica, morala, toate acestea îngrădesc structura bioinstinctuală din noi. Și acum revin. Nici libertatea de a arunca tu legitimația polițistului, de a-i face o glumă să-l bați peste cozorocul caschetei, să-l iei la mișto și așa mai departe, astea sunt de asemenea comportamente de tip irresponsabil, infantil. Ei, din acest punct de vedere ar trebui ca protecția polițistului să fie direct exprimată, fără acele pasaje de a te orienta în spațiu și pe urmă polițistul să explice procurorului cum s-a orientat sau nu s-a orientat. Legea trebuie să fie clară, trebuie să apară acel poate, să dispară acel poate. Zice, în situațiile în care persoana nu se subordonează indicațiilor polițistului, nu are acte de identitate, prezintă comportament refractar, zice legea, polițistul poate să întrebuințeze forța. Ia-l mă pe poate ăla și du-l la tine acasă. Legiuitorule, poate ăla ia-l și du-l la tine acasă. Și scrie în lege așa, polițistul trebuie să aplice forța. Mijloace de constrângere, ceea ce a învățat el în Academia de Poliție. Și dacă nu le aplică, dă-l afară pe polițist. Deci nu veni tu mie cu poate. Că poate, dacă iese bine în sprijinul concursului soluționării speței, este de felicitat polițistul. Acest poate, dacă iese prost, polițistul e dat afară, e purtat prin parchetă și așa mai departe. Dar sau primește un glonț în cap. Sau primește un glonț în cap. De aceea introduce pentru polițist obligații hic et nunc la vedere, că asta vrea cetățeanul. Oamenii care ne ascultă pe noi acum, asta vor. Să aibă un polițist care să-i protejeze în orice situații. Dacă nu poate treaba asta să o facă, dă-l afară. Dar fă-i legile clare, nene. Fă-i legile clare. Poliția americană nu prea sunt bâșbuieli din astea. Și de-a lungul timpului, cetățeanul a învățat la rândul cât îi este limita. În Anglia au fost poate 100 de ani de când n-au purtat polițiștii la ei pistoale. N-au purtat. Bobby, polițistul englez, era un individ de 1,90 m, îmbrăcat impecabil, care se plimba cu mâinile la spate prin piață, și era respectat de toată lumea și toată lumea făcea ceea ce el indica să se face. Dar pentru asta, domnule Emil, dacă 100 de ani a fost așa într-o dată legea, disciplina și așa mai departe și civilizația cetățeanului britanic, e ca urmare că 1000 de ani a spânzurat Imperiul Britanic. Pe toți ticăloși, începând cu pirații, cu hoții, cu tâlharii, numai în sfoară au stat. Și a intrat cetățeanului în cap această chestiune. Nu vreau să mi se facă un proces de intenție, dar eu vreau să îi pun pe toți telespectatorii noștri, împreună cu noi, să reflectăm la timpurile pe care le trăim. Sfatul dat de unii să ne împăcăm cu violența, să ne împăcăm cu violența, adică violența să fie un status vivendi, să trăim în violență, sau să pedalăm foarte mult pe măsurile preventive. Plecați-mă cu naivitățile astea de aici. Cea mai bună măsură preventivă este riposta represivă. Și atunci s-a terminat povestea. Deci, utopisme din astea venite într-o societate care și-a schimbat complet principiile, venite din socialismul utopic, da?
Nu merg, trebuie debarasat repede de ele, dar eu sunt înțelegător că l-am citit pe Emil Durkheim la timp. Când eram un student, spunea Durkheim așa, că în revoluții, războaie, catastrofe, se întâmplă ca foarte multe valori și norme să dispară, să apară altele. La noi, cele care apar foarte greu, sunt lipsite de credibilitate sau nu apar deloc. De ce? Pentru că ne confruntăm și cu problema aceasta, domnilor colegi și stimați telespectatori, a omului ticăloșit. Cine l-a ticăloșit pe românași? Banul. Lovelele l-au ticăloșit. Hoția. Nu vedeți ce cârdășii uriași? Vreau să-mi retrocedez o casă. Te uiți la casă, stă să cadă. Blatul la ăla care îți dă banul. Păi cât vrei pe casa asta? Păi așa e o valorific la 100 de milioane. Băi, ești nebun la cap? Lasă-mă cu 100 de milioane, că iei și tu 10, ia și neagică 15, nu rămâi și mult de. Așa că o supraevaluăm pe această casă. Dar banii de unde vin? Păi din munca mea, din munca dumneavoastră, din munca altora. Așa, adică acelui cinstit, acelui care își vede viața lui și calmă. Și care acolo... vrea o viață calmă pentru. Am să vă rog, domnule avocat, să ne întoarcem. Vă scuzați o secundă. Spuneați dumneavoastră de drepturile omului. Acum vreo câțiva ani de zile am fost la Londra la un simpozion cu drepturile omului. Și după ce am ieșit din, mă rog, locația respectivă, vis-a-vis era un Hummer din ăsta mare și o polițistă, de-aia negres așa, care stătea de vorbă, cred, cu proprietarul automobilului. Și cum ne uitam noi acolo, cred că maxim 10 secunde, îl ia pe ăla de cap, îl dă cu capul de capotă și îi pune cătușele. Și noi vorbeam acolo despre drepturile omului, despre libertatea și siguranța persoanei, despre garantarea libertății și trebuie, bă, dom'le, dar ce s-a întâmplat? De ce s-a probabil întâmplat? Ceva i-a spus. Zice, probabil că nu s-a legitimat. Deci cu așa nonșalanță a explicat ce s-a întâmplat. Era ceva firesc, ceva normal să reacționeze. Bun, acum, legat de ce spuneați dumneavoastră. Vedeți, dumneavoastră, trebuie să existe un echilibru și o proporționalitate între respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și modul de acțiune al polițistului. Fără doar și poate. Există sancțiuni penale, disciplinare, administrative pentru comportamentul polițistului. Dar avem legea poliției, avem statutul polițistului și mai departe. Numai că, și eu am avut câteva cazuri din asta. Știți ce spun unii polițiști în legătură cu uzul de armă? Dar de ce nu folosiți, domnule, armă? El este reglementat în statutul polițistului. Să somează, stai că trag la picioare și trec minutele până să-l imobilizez pe acest infractor. Numai că foarte mulți au această teamă, domnule, de a folosi armamentul din dotare, pentru că, ce spunea domnul profesor, mi se fac plângeri penale. Și ajunge să chiar dacă, într-un final, se dă o ordonanță de clasare și așa mai departe, omul e chemat să dea o declarație, încă o declarație și așa mai departe. Deci este supus unui mic calvar din ăsta care reprezintă pentru orice om normal o sursă de stres. Urmărirea penală, o sursă de stres. Bine a spus. Da, vedeți dumneavoastră, haideți să spunem că parcă nici calitatea polițiștilor de astăzi nu mai este cum era calitatea polițiștilor de demult. Și iarăși mi-aduc aminte, domn profesor, de următoarea chestie. La mine, la țară, era un șef de post, îl chema Nea Costache. Ăsta umbla numai cu cizmă și centură și pe bicicletă. Și seara, când ne jucam noi copiii acolo pe șanț, începea să se întunece. Și prima dată venea Nea Costache cu bicicleta. Băi, intrați în curte! Dacă nu eram în curte când ieșea el la a doua oră, când venea cu bicicleta înapoi, o pățeam rău de tot. Deci exista această, poate teamă, poate frică, dar respect. Pentru că și Nea Costache, ăla, țin minte, eu nu l-am văzut când eram copil, decât în cizmă, centură, înalt și mergând pe bicicletă. La o mers Steaua cu Dinamo, o finală de Cupa României, bate Steaua cu 3-2, el ținea cu Dinamo, eu țineam cu Steaua. Și eu prin casă pe acolo cu un steag, tata îl invitase la meci. La un șpriț acolo, în sfârșit, 2-1, 2-2,
Bă, toți țipam, mă, ieși afară de aici. Mă duc la geam și într-adevăr am văzut, ții minte că tu ai trei, a dat două goluri Mircea Lucescu și trei la Steaua, nu mai știu, dar a bătut Steaua cu 3-2. Când a ieșit ăsta, eu am început, Dinamo, Caralini, cu tare. Păi ce bătaie mi-a tras mie tata, pentru că eu mi-am permis... Ai contestat autoritatea. Da, am contestat autoritatea. E, acest polițist era extrem de respectat. Dar ce spuneți dumneavoastră de măsurile, dacă discutam cu niște foști studenți de anumite care polițiști, domne, n-avem decât 20 de litri de benzină, așa, s-au desființat, s-au făcut niște secții de-astea de poliție, o secție la nu știu câte comune, unii se duceau cu bicicleta, domnul profesor. Da. Sigur că sunt multe de îmbunătățit. Foarte multe. Multe de îmbunătățit, tot așa, să vă avem proiecții optimiste. Din păcate, ne apropiem de finalul emisiunii. Mă bucur că am reușit să aducem în discuție și acest caz cu adevărat. Și nu exagerez cu absolut nimic. Ieșit din tipare, ieșit din comun. Știți de ce mai este ieșit din tipare? Vă rog. Pentru că este un caz care a reînviat vechile atacuri ale gangsterilor americani din 40, 39, Al Capone, dar sigur că da, care își pierduseră gangsterul acela sau parfumul gangsterului de odinioară. Apropo de ceea ce vorbeați cu încărcătoarele acelea speciale, mi-aduc aminte că erau încărcătoare pe care le reîntâlneai în jocurile, mă rog, de PPC, nu? Cu mafioți, cu tot felul de... Da. Da. Totuși, aș mai avea o întrebare și pentru domnia voastră, și pentru domnia voastră, pentru că tot avem caracter de prevenție, tot încercăm să scoatem în evidență aceste lucruri, nu întâmplător, ci pentru a le combate. Și în special pentru tineretul din ziua de azi, pentru puștii ăștia care aproape că nu mai au busolă. E foarte bine de știut. Ce pățesc dacă îmi trebuie să sfideze legea? Credeți, domnule profesor și domnia voastră, domnule avocat, că ceea ce s-a întâmplat în America poate avea un risc criminogen din perspectiva sau există această posibilitate a copierii unui astfel de gest la noi? Se poate întâmpla ca la noi să avem de-a face cu evenimentul din 1997, cu polițiști în stradă și doi indivizi care să comită astfel de nelegiuiri? Dacă îmi permiteți, domn profesor, eu cred că mergem prea departe, părerea mea. Dar uitându-mă la cazul care s-a întâmplat cu acel puș de 17 ani de la Craiova, păi cine naiba să gândea că o să fie un adept al acestei mișcări ISIS în România și mai ales un puș de 17 ani? Eu cred că violența a fost escaladată de mult, a depășit orice limită a normalității și continuă să o facă, trebuie să într-un fel sau altul stăpat. Nici mai mă deranjează ceva, mă scuzați, domnule profesor, dacă îmi permiteți. Mă rog. Imediat. Am discutat parcă data trecută sau nu știu când despre evenimentul acela de la Târgu Secuiesc, da? Duminică am fost eu, că a fost Sfântul Nicolae la o discuție, că a fost ziua lui tata. Știți ce spuneau niște cetățeni acolo? Spuneau, nu cred eu că a fost așa ceva, domne. Eu cred că e ceva regizat, domne. Nu, n-are cum să fie așa ceva. La noi nu o să întâmplă așa. Domne, am stat și m-am închinat, credeți-mă. Deci, prin ce am trecut, cum puteau să fie 10, 30, 40 de morți la o astfel de activitate, nu? Aniversarea Zilei României, da? Pe la ureche și noi o tratăm cu atâta ușurință, da, și spunem, nu, domne, nu putea să fie așa. Păi eu vă spun o chestie, domn profesor. Părerea mea este că de acum încolo, zilele de 1 decembrie, ziua de 15 martie, că am fost de curând la acel simpozion cu Avram Miancu, de care discutam în pauză, astea nu vor mai fi zile de sărbătoare. Astea vor fi zile în care se vor lua niște măsuri speciale extraordinare. Nu ne vom mai bucura la defilare, la mici și așa mai departe. Chestia asta, și am văzut, vă spuneam că am fost la acest simpozion organizat de facultatea noastră împreună cu Fundația Avram Iancu, unde am văzut ce înseamnă adevăratul patriotism la acești oameni care sunt moți. Pentru ei Avram Iancu este un sfânt. Îl țin pe Avram Iancu lângă icoane. Și să vedeți cu cât patos vorbeau despre Crăișorii Munștri și așa mai departe. Mă bucur că la această activitate au fost și studenții noștri care au trăit o adevărată lecție de patriotism. Parcă ne este rușine să spunem că suntem patrioți.
parcă ne este rușine când ne ducem în altă țară să spunem că suntem români. Nu mai există această mândrie de a fi român. Nu mai există niciun dram de patriotism în noi. Absolut. De ce înseamnă patriotism? Păi uite, patriotism înseamnă când câștigă Nadia și ia nota 10 sau când câștigăm nu știu ce Cupa Campionilor European la fotbal. Asta înseamnă patriotism, să fii patriot, să-ți iubești țara, să-ți iubești patria. Nu, acest sentiment a cam dispărut, din păcate. Timpul necesar, dacă ne mai permite, aș vrea să spun că, pentru a da răspuns întrebării dumneavoastră, dacă ar putea exista și la noi evenimente de asta, jaf, bancar, armat, trebuie să te duci la etiologia unui astfel de fenomen. Tinerii provin din familii dezordonate? Păi de familii dezordonate ducem lui lipsă. Când majoritatea sunt familii dezordonate, autoritatea parentală este contestată, insubordonarea față de școală, reguli exigente la tot nivel. Arme sunt. Le găsesc peste tot. Bani sunt. Băncile sunt pline. În buzunarele tinerilor nu există bani, dar există oferta provocatoare. Băutura, pisii îmbrăcată sumar, păcănelele, jocurile de noroc, cazinourile, așa cum s-a întâmplat cu ăștia. Deci nu este o chestiune atât de extraordinară ca să aflăm mâine, poimâine, că și la noi au existat jafuri armate. De alminteri sunt jaful din Pasul Gutâilor, care nu știu dacă s-a soluționat, dar oricum, tot cu mitraliera, tot cu banii jos, cu aia legați, polițiști, etc. Nu de o asemenea violență. Nu de o asemenea violență. Sigur că da, așa ceva este sigur regretabil dacă s-ar întâmpla, dar tot de natură preventivă trebuie să avem capul pe umeri, să judecăm cu mult, mult realism și să ne îndepărtăm lejer, lejer de această invitație către prevenție. Prevenția înseamnă să citezi legea într-un mediu școlar. Când eu citesc legea, tu te mai muțărești pe-n bancă. După ce s-a terminat prelegerea și discuția, ne retragem noi polițiștii cu profesorii la un pișcot, la o șampanie și am bifat o acțiune de prevenire. Păi nu, tati. Prevenire înseamnă ripostă. Înseamnă la școală să învii respectând disciplina școlară, să ai decența și respectul față de profesori, să-ți iubești colegii, să te solidarizezi cu ei în activități, cum spuneam. Păi, frate, când încep meciurile de basket între universitățile din America, e sărbătoare în orașul respectiv. Vin cu profesori, vin cu elevi, socializează și altele și altele. Nu le putem noi corecta la această masă, în această seară. Dar eu mă bucur că am avut posibilitatea să le spunem și oamenii să ne asculte și fiecare să poată, cum spunea atâția dintre contemporanii noștri, să începem a ne schimba fiecare dintre noi, începând cu noi. Apropo de prevenție, pentru că insist să o mai spun și pe asta, chiar nu mă pot abține. Nu odată mi-a fost dat să aud afirmații răutăcioase la modul, uite și pe polițiștii aia cum merg cu girofarul aprins sau cu sirena pornită. Nu o fac pentru că așa au ei chef sau vor să se distreze. O fac tocmai în scop de prevenție. Suntem aici, băieți. Stați cu minți. Da, stați insemnele exterioare ale activității. Și vedeți-vă de treabă. Bine, acum de-a lungul carierei și eu și maestru am văzut cine sunt ăștia care fac aceste observații. Sunt pretabili, da. Bagabonți la purtător, infractori, tâlhari, voți, ăștia sunt cei deranjați. Care se duc acolo unde le este locul. Și atunci și penitenciarele astea se termină a fi vacanțe cu caracter preventiv și să apese puțin pe accelerația pedepselor interioare penitenciarelor, ca să se transforme într-adevăr în penitență. Să-mi dai puțin posibilitatea mie ca deținut să reflectez asupra ceea ce am făcut, să am căință, să am milă, remușcare și să mă îndrept într-un final. Da. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această ediție a emisiunii Psihologia Crimei. Om bun, ne revedem săptămâna viitoare, sâmbătă viitoare la aceeași oră, la 23. Nu uitați de pagina oficială de Facebook, pagina pe care puteți intra și puteți face schimb de experiențe cu echipa emisiunii Psihologia Crimei. Puteți afla răspunsurile la întrebările pe care le aveți. Domnul profesor, psiholog criminalist Tudorel Butoi, domnul avocat Coca George, conferențiar universitar, vă stau la dispoziție, pot să intru în dialog cu domniile voastre și vă pot răspunde la acele întrebări care deocamdată au rămas fără răspuns. Până săptămâna viitoare, la ora 23, om bun, oriunde te afla, rămâi cu mine.